spunem, și o stare cumva de mai multă atenție sau poate și o stare cumva mai de mai multă acrivie și luare aminte. De exemplu, noi față de alte popoare n-am trecut încă în rândul sfinților martirii din temnițele comuniste. Biserica, punând această sărbătoare a tuturor sfinților români, automat ei sunt incluși acolo, pentru că acolo avem un galeriu Gafen cu un Ion Olidiu, un Radu Ghir și mulți alții, un Crainic, oameni care au trecut prin anumite martirii și încercări grele și care au fost oameni plăcuți lui Dumnezeu, Sandu Daniel Tudor și mulți alți sfinți naționali care ar putea să fie în rândul sfinților cinstiți. Și atunci, când biserica va găsi de cuvință sau va termina de pus toate la punct sau va vrea și va trebui să le pună toate la punct, cred că va așeza și o duminică tuturor sfinților martiri din închisorile comuniste. Asta pentru a scoate în evidență demnitatea națională, lupta pentru apărarea dreptei credințe, lupta pentru adevăr, lupta pentru Hristos și lupta pentru lumina veșnică a învierii, pentru că fiind un popor ortodox, ne-am făcut o catedrală ortodoxă a neamului, închinată tuturor martirilor de când e România, deci de la el, ideea catedralei e veche, din timpul regilor, dar s-a concretizat acum în timpul secolului nostru și acum când s-a împlinit 100 de ani de la centenar a fost sfințit altarul și biserica, care nu erau gata, dar ca să se împlinească, să fie ceva serios la apogeu a 100 de ani, să nu vii doar numai cu un dans popular sau cu plimbat un steag sau cu o paradă militară, să fie și ceva care să fie temeluit. Și atunci sigur că aici avem o sumedenie de sfinți, dar noi nu putem sta de dimineață până seara doar să citim acatiste. Trebuie să și mâncăm. Apostolul Pavel spune, cel ce nu lucrează nici să nu mănânce. Mântuitorul ne cere, faceți sau lucrați, Tatăl meu lucrează până acum și eu lucrez, iar Dumnezeu îi spune personal lui Adam, în sudoarea feții trebuie să-ți câștigi pâinea. Putea să-i spună, cinstește-mă, că m-ai văzut, eu sunt sfânt. În fiecare zi, cinstește-mă. Și biserica cinstește pe Dumnezeu în fiecare zi. Noi, în toate mănăstirile și schiturile românești din teritoriul țării noastre, preoții și duhovnicii, deci săvârșesc sfânta și dumnezeiasca liturghie în cinstea învierii lui Hristos și a Sfântului Zilei. Deci este o lege obligatorie, fără drept de discuție, sau a celor 7 laude. Și aici aș întreba pe unul care n-a călcat în viața lui în biserică, ce s-a alea cele 7 laude? Vezi că nu știe. Dar în momentul în care biserica poartă grijă de acest lucru, țara este într-o permanentă rugăciune. Ce fac mâinile? Muncesc. Ce fac picioarele? Merg. Ce fac ochii? Văd. Ce fac urechile? Ascultă. Ce face gura? Are miros, gust, te ajută să mănânci. Ce face nasul? Miroase. Ce face ficatul? Lucrează. Dar dacă nu-i inima și creierul care să țină omul viu, poate să facă celelalte ceva? Nu. Așa și societatea. Atâta timp cât avem altarul, inima creștinătății și liturghia, mintea creștinătății și a omenirii, prezența lui Dumnezeu în rațiunea inteligibilă a omului, care a fost creat chip și asemănare, deci noi avem sărbătoare în fiecare zi. Chiar dacă unii sărbătoresc la locul de muncă, sau chiar dacă unii sărbătoresc în foc continuu, sau unii sărbătoresc în Sfântul Altar. Și ne întoarcem la Sfântul nostru, la Sfântul Haralambie. Deci, în primul rând, un om de o deosebită evlavie. Aș încerca să fiu cât mai concret pentru a atinge câteva idei frumoase și pentru a fi de înțeles tuturor. Deci trebuie să înțelegem că ne aflăm în secolul II și știm prea bine că de la creștinism, de la răstignirea lui Hristos până la împăratul Constantin 325, vorbim de împărații prigonitori ai creștinilor. Această dramă a Sfântului Haralambie sau acest martiriu se va petrece între 193 și 211, când Septimiu Sever este împărat și avea tronul în Antiohia, și acest om, acest Haralambie, care avea o evlavie și o trăire deosebită, ajunge să fie rânduit preot undeva în zona Magneziei, Asia Mică, Turcia de astăzi. El acolo făcea
ceea ce nimeni nu făcea. Întorcea foarte mulți păgâni la credință prin semnele și minunile pe care le putea face ca om trăitor în Dumnezeu. Exact aceasta vreau să spun și eu astăzi, că ortodoxia noastră, ca să poată din nou să triumfe și Dumnezeu va îngădui acest lucru, nu are nevoie de polemici, de scrisori și de sinaxe. Toată ziua să facă sinaxe, care e mai ortodox decât celălalt. Nu. Ai o biserică și un sinod, faci ce spune episcopul și ești sub rânduială, faci ce spune sinodul și ești sub rânduială, faci ce spune sinodul și ești sub Duhul Sfânt, păstrezi învățătura dreptei credinți, o avem din 1955, tipărită de Patriarhul Justinian, pe larg și foarte îndemânoasă, cea mai bună carte, cel mai bun catehism din învățătura ortodoxă, și dacă respectăm acela, ne mântuim foarte lejer și foarte ușor, fără probleme. Și la ora actuală, deci, avem nevoie de adevărații trăitori în ortodoxie care să scoată în evidență harismele. Deci, teoria am scos-o toți. Vedeți, noi ne întâlnim joi de joi și vorbim din Scriptură, din vezi, de Sfinți, pe tot felul de teme, dar, cum spunea împăratul Constantin la Sinodul I de la Nicea, aici este nevoie de minune. Vorbele sunt de prisos. Și apare slăvitul ierarh Spiridon, care ia o simplă cărămidă de pământ, văzută undeva la întâmplare, probabil îngunzit, și spune, voi vedeți cărămida asta? Aici are trei elemente, foc, apă și pământ. Așa e și în treime, și strânge cărămida, și focul curge în sus, apa merge în jos, țărâna rămâne în mână. Ați înțeles dumnezeirea? Și împăratul semnează sinodul după 6 luni de dezbatere și spune, cel de o ființă prin care, cu tatăl prin care toate s-au făcut și s-a terminat povestea de ofințimii fiului cu tatăl, deci legat de dogma Sfintei Treimi. Deci, de ce spun lucrurile astea? Până n-avem minuni de genul acesta sau minuni pe care le vom vedea la Sfântul Haralambie, aburel din astea, v-am spus, n-am nimic împotrivă, Doamne ferește, nu mă interesează, respect pe oricine, nu sunt împotriva nimănui. Avem un acoperământ al textelor în epistolele Sfântului Pavel, unde spune așa, dacă crezi în nume de proroc, iei nume de proroc, dacă crezi în nume de apostol, iei plată de apostol, dacă crezi în nume de mucenic, iei plată de mucenic. Noi în ortodoxia modernă, cea care o trăim astăzi, și când spun ortodoxia modernă, pentru că și noi am avansat, avem cărți de cult, avem biserică, avem stația de amplificare, avem biserica pictată, avem locașul îndemânos, avem scaune, avem totul, confort, doar să vrei să te rogi. Ei, să ne gândim la primii creștini care se rugau prin peșterile pământului. O să vedeți și în viața Sfântului Vlasiu, o să amintesc de la azi, nu-l pot trece cu vederea, e prea simpatic. Și avem tot ceea ce se încheamă hai și te roagă, adică te îmbie, hai, nu vii la liturghie, nu vii să te bucuri de o sfântă liturghie, și omul e nepăsător și nu-l interesează. Aș pune punct pe ideea că astăzi când noi stăm de vorbă, după un an de restricții cu virusul nostru ăsta șmecher care i-a uluit și a zăpăcit pe toți, lumea parcă a devenit un pic mai credincioasă, s-a ancorat un pic în Dumnezeu și au dat seama că nu putem trăi într-o societate fără glasul lui Dumnezeu. Chiar dacă mai sunt sălbatici din ăștia care comentează paralel, nu avem ce le face, adică liberul arbitru este al fiecăruia și noi nu putem schimba o mentalitate decât prin minuni și nu prin vorbe. Și avem nevoie de aceste minuni, exact asta vreau să vă spun, să înțelegem că poveștile astea confecționate, ca visată la nu știu ce, că i s-a arătat lui ăla nu știu ce, or fi bune, dar nu sunt duhul Scripturii, atâta timp cât omul are habitatul de mișcare între dormeza relaxa, între frigiderul plin cu tot felul de sortimente de carne, nu în sensul că ar fi păcat să mănânci, mânci-o cine vrea cu toată binecuvântarea, între sortimentele de prăjituri, între sortimentele de haine, între luxul modern, între zecele de parfumuri și șampoane, între băile astea unde ne simțim bine și ne spălăm și ne îngrijim cu tot felul de... Deci nu prea merge sfințenia asta cu ceea ce spune Filocalia, să transpiri ca să te speli,
Și acum ce ar spune cineva când ne ascultă? Hai mă, dar ce vrei să umblăm toți zoioși? Evident că nu. Spune Filocalea 6. Nu stă smerenia în haina soioasă sau în grumazul plecat sau în pleata nespălată sau în haina necusută sau necârpită sau care nu-i curată, ci smerenia stă în duhul umilit, inima înfrântă și smerită. Evident că curățenia exterioară este și un gest al curățeniei interioare. Mă duc aici și spun așa că era un pateric și nu vrea să judece.